Bună ziua! Numele meu este Sorina Stoian și ne întâlnim astăzi pentru partea a doua a lecției metode aritmetice de rezolvare a problemelor. Am discutat în lecția anterioară despre cele trei metode aritmetice de rezolvare a problemelor, și anume metoda figurativă, metoda reducerii la unitate și metoda comparației, urmând ca în cadrul acestei lecții să le tratăm pe următoarele două, și anume vom trata metoda falsei ipoteze, după cum o să vedeți în exemplul ce va urma, și metoda mersului invers. Înainte de aceasta însă, am ales să vă prezint un citat din cartea pe care am pomenit-o și în partea întâi a lecției metode aritmetice de rezolvare a problemelor, și anume cartea matematicianului maghiar Polya, How to Solve It. Acesta spunea că soluția unei probleme poate surveni cât se poate de brusc. După ce ai umegat îndelung o problemă și fără niciun progres, aparent îți fulgeră dintr-o dată prin minte o idee strălucită. După cum vedeți aici, de fapt, nu vrea altceva să Polya nu vrea să spună decât că nu trebuie să renunțăm niciodată, trebuie să citim problema de multe ori până când reușim să înțelegem ceea ce spune ea și până reușim să o transpunem într-un limbaj matematic pe care apoi să îl rezolvăm. Face o comparație foarte drăguță în acest citat, și anume el spune că a rezolva o problemă este la fel cu cazul în care ai intrat noaptea târziu într-o cameră necunoscută de hotel și, neștiind unde este întrerupătorul, bâjbâi prin întuneric pentru a și pipăi pe aici, pe acolo, mobila și pereții, pentru că trebuie să găsești întrerupătorul pe care să îl apeși. În clipa în care l-ai găsit și ai aprins lumina, totul devine în cameră dintr-o dată clar. Foarte frumoasă această comparație, pentru că tot la fel este cam și în cazul rezolvării unei probleme. O clarificare fulgerătoare face dintr-o dată lumină și brusc reușim să ajungem la soluția problemei. Lăsând însă citatele acestea frumoase ale lui Polya deoparte, haideți să trecem la partea matematică. După cum am spus, vă voi prezenta în primă parte metoda falsei ipoteze. Metoda falsei ipoteze presupune trei pași. Și anume, în pasul 1 se stabilește dacă toate mărimile sunt de același fel, și se efectuează calculul pentru a stabili dacă presupunerea pe care o facem este adevărată sau falsă. La pasul 2 se stabilește de câte ori diferă rezultatul obținut la pasul 1 față de cel din enunț. La pasul 3 se calculează ce modificare cantitativă are loc dacă înlocuim o mărime de primul fel cu o mărime de al doilea fel. Iar la pasul 4 se finalizează problema și, prin înlocuirile mărimilor pe care le avem în problemă, obținem, de fapt, rezultatul care ni se cere. Concret, pentru că această teorie nu știu cât de mult v-a lămurit, am ales un exemplu ilustrativ pentru metoda falsei ipoteze, și anume, în curtea bunicilor sunt găini, curci și iepuri. În total avem 59 de capete și 130 de picioare. Știind că numărul găinilor este cu 17 mai mare decât numărul curcilor, aflați câți iepuri, câte găini și câte curci sunt în curtea bunicilor. Ce presupune această metodă a falsei ipoteze? Păi următorul lucru, pasul 1. Presupune. De aceea este falsa ipoteză. Presupun. Fals, bineînțeles. Că toate animăluțele din curtea bunicii, găinile, curcile și iepurii, au două picioare. Bineînțeles că este fals. Noi știm că iepurii au patru. Presupunem, deci, că toate animalele au două picioare. Păi dacă toate animalele au două picioare și în total avem 59 de capete, înseamnă că vom avea
59 ori 2, adică 118 picioare. Păi da, avem 118 picioare, însă problema ne spune exact ce ziceam în noțiunea teoretică anterioară. Problema ne spune că avem 130 de picioare, ceea ce nu este în regulă. Păi da, dar diferența dintre 130 și 118 constă exact în picioarele în plus ale iepurilor, pentru că iepurii au 4 picioare. Deci vom efectua diferența 130 minus 118 și ne va da egal cu 12. Acest 12 reprezintă picioarele în plus ale iepurilor. Notăm cumva picioarele în plus, exact cum am și spus, ale iepurilor. Păi da, da, în plus au fiecare iepure câte două picioare. Și atunci facem 12 împărțit la 2 egal 6 iepuri. Și am aflat câți iepuri sunt în curtea bunicii. Dacă am aflat câți iepuri sunt în curtea bunicii, de aici lucrurile se reduc practic la metoda figurativă, pentru că fac 59 minus 6 și îmi vor da 53 de găini plus curci. Găinile și curcile au ambele câte două picioare, deci nu mai pot folosi metoda falsei ipoteze. Voi folosi celălalt enunț din problemă, cealaltă propoziție din enunțul problemei. Și anume, numărul găinilor este cu 17 mai mare decât numărul curcilor și intervine, deci, metoda grafică. Curci, numărul curcilor este notat cu un segment, iar găinile vor fi cu 17 mai multe. În total, după cum am spus mai sus, vor fi 53. Deci, 53 minus 17, totul împărțit la 2, pentru că avem două segmente, ne va da egal cu 18 curci. Pentru că am aflat cât este un segment. Un segment care era, de fapt, numărul curcilor. Găinile vor fi 18 plus 17, adică 35 de găini. Acestea fiind spuse, problema este rezolvată. Și aceasta este metoda falsei ipoteze. O altă metodă des întâlnită în rezolvarea problemelor este metoda mersului invers. Metoda mersului invers reprezintă, de fapt, rezolvarea operațiilor care apar în problemă în ordinea inversă a apariției lor în enunț. O problemă semnificativă pentru această metodă ar fi problema în care aș spune că un traseu este parcurs în 3 zile. În prima zi este parcurs jumătate, în a doua zi 2-3 din rest și în a treia zi restul de, nu știu, 10 km, să spunem. Această problemă poate fi rezolvată foarte ușor cu metoda mersului invers, însă aveți în fișele de exerciții o serie de probleme cu metoda mersului invers, așa că în exemplul prezentat aici am ales o altă problemă. Și anume, mă gândesc la un număr. Îl măresc cu produsul dintre 85 și 6. Împart 314.846 la rezultatul obținut și apoi îl micșoresc cu 493, obținând astfel 109. Aoleu, ce enunț complicat! Întrebarea la ce număr m-am gândit. Enunțul e foarte complicat dacă îl citiți și voi cum l-am citit eu, adică fără răsuflare și foarte repede. Exact ce spunea Polia. Primul lucru trebuie să înțelegem problema. Ca să o înțelegem, trebuie să citim încet. Adică, mă gândesc la un număr. Nu știu cât este. Deci numărul este X. Îl măresc. Păi îl măresc. Imediat îmi stabilesc ce operație reprezintă cuvântul măresc. Plus, cu produsul dintre 85 și 6. Deci, îl măresc cu 85 ori 6. Foarte simplu, dacă o iau încet și pe pași. Am terminat. Trec mai departe. Împart 314.846 la rezultat. Păi o să pun o paranteză, că acesta tot este un rezultat. Și în față o să scriu numărul care mi-l spune problema. 314.846 împărțit la
Deci împart 314.846 la rezultat. Îl micșorez apoi cu 493 și obțin astfel 109. Obțin înseamnă egal. Micșorez înseamnă scădere. Și uitați, dacă am luat problema pe bucățele, cât de ușor s-a scris relația matematică. Iar de aici urmează metoda mersului invers. Adică elimin pe rând de la sfârșit operațiile. Mai întâi, minus 493, îl voi trece în partea dreaptă cu plus și voi avea 314.846 împărțit la x plus. Această înmulțire 85 ori 6 nu mă afectează cu nimic, deci pot să o efectuez. Îmi dă 510, da, egal 109 plus 493. Păi 109 plus 493 înseamnă 602. Și acum, termenul necunoscut este pe post de împărțitor, deci x plus 510 va fi egal cu 314.846 împărțit la 602. Adică x plus 510 va fi egal cu, efectuăm acea împărțire și ne va da 523. Vom obține astfel că x este 523 minus 510, adică 13. Aceasta este metoda mersului invers pe problema prezentată mai sus. O problemă de altfel ilustrativă pentru această metodă. Acestea fiind spuse, cele 5 metode aritmetice de rezolvare a problemelor sau au fost trecute în revistă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc spor la treabă. La revedere!